Salut, bine ați venit pe acest canal, dați un like și abonați-vă la canal. Eu am filmat un episod și ca sunt 3 meciuri să vi le și arăt, dar s-a pierdut tot ce am făcut, nu știu ce s-a întâmplat. Și ca sunt cu Torino, cu Valencia și cu Leicester, să vă arăt în campionat. Aici. Vedeți? Avem 3 de puncte din 11 partide, rezultatul Torino bătusem acum cu o echipă de rezerve făcute, eu, dar nu s-a salvat nimic. Așa că astăzi vom face doar 2 meciuri și mâine lăsăm ultimul meci de campionat, până dacă luăm campionatul sau nu luăm campionatul. Primul meci voi da play așa, dar vom ieși prin meci, fiindcă nu contează acest meci. O să pierdem cu 3-0, nicio problemă. Suntem acolo pe primul loc la 5 puncte de Porto și vom juca cu Porto, cei care ne-au bătut pe noi în Cupa Europeană, Global Cup, și vom face echipa la nivel de acolo. Începe meciul, vom juca în acest kit norocos, îi spun eu, tot ce am jucat cu acest kit am câștigat, să vedem dacă putem să batem Porto, cei care ne-au eliminat din Cupa Europeană meci trecut. Firmino, Matic, gol, incredibil Matic. Matic joacă foarte bine, a dat gol și în cealaltă meciuri din foarte care a dat unul, păcat că nu am salvat măcar în joc acea foarte, ca să vă arăt. Eu credem că s-a filmat tot, dar de fapt nu se filmase nimic. Și iarăși în cealaltă 2 meciuri, sau nu, cealaltă 3 meciuri, ne-am luat un gol din acela ireal, nu este bine portarul, deci o eroare să spunem de la joc, așa cum ne obișnuiește și Stancu n-a apucat de la port. O, oh, pasă bună că te stai în curse, sperăm să nu ia suportarul. Aoleo, aici suportarul. Și un șut, vreau să dau și de acolo cu parehul de la mare distanță, dar n-am apucat. Iată-le pe Hoban, câștigă duelul foarte bine, astăzi o centrare lui Ovidiu Hoban, Matic cu capul, era să facă dublă Matic, e incredibil jucător, când a venit prima oară aici, nici nu știam cine nu a auzit de el, mai sunt colegă, joacă la Manchester City, Matic, parcă la Manchester, nu, Manchester United, la United. Sperăm să fie ultima fază, să nu luăm gol până la pauză și să vină repriză. A început a doua repriză, primul atac periculos al nostru, de astfel pe Stancu. Dar nici nu știu ce am încercat aici, am văzut că ei se portau, vreau să dau la poartă, dar n-am ținut bine săgeata, cum s-ar spune. Firmino. O pasă surpriză la Stancu, Firmino, șut și 2-0 contra Porto, care vă aduc aminte, ne-a eliminat din Champions League. Pintili, foarte bine Pintili, aici se vede calitatea lui Pintili. Stancu. A ajuns până la urmă mingea la Firmino. O, ce frumos de Parejo aici și avem pe Hoban către Stancu. Parejo, șut și avem 3-0. Incredibil. Batem Porto în campionat, dar nu reușim în Champions League unde aveam nevoie. Dar, sezonul următor, corona la minge. Incredibil. Să sperăm că nu au luat jucătorii corona, dar la jucătorul corona.
Oh, s-ar putea să luăm gol. În spate... No, n-a fost decisiv că celor de la Porto. Ia să vedem pe Stanco acum. O să dea o pasă din prima către Firmino. Firmino acum. Să ne distrăm și noi puțin. Vreau să ridic mingea pe lângă portarul de la Porto. Dar n-am reușit. Ultima fază noastră de gol s-ar putea să fie aceasta, iar să vedem pe Firmino. Îi dă pasul Stanco. Are viteză Stanco, asta măcar ne răvează la el. O pasă greșită și se termină aici. Câștigăm cu 3-0 împotriva lui Porto, cea care ne-a văzut în Champions League, să nu uităm. Umilință ne-a văzut așa. Și Firmino, omul meciului. Ne vedem mâine la următorul episod. Haideți să lăsați un like și toate cele mai bune, papa.